Cea mai mare parte a delegației României care a fost prezentă la Jocurile Mondiale Militare de la Wuhan s-a întors acasă. Cu 9 medalii în palmares, lotul țării noastre l-a avut în fruntea sa pe stelistul Alin Firfirică, medaliat cu aur în proba de aruncare a discului. Câștigătorul singurei medalii de aur în China s-a arătat încântată de evoluția sa de la Wuhan, mai ales că a avut parte de o companie selectă. Am fost 15 concurenți. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost faptul că am concurat cu Piotr Malachovski, el fiind campionul mondial și campionul olimpic la aruncarea discului. Am muncit foarte mult pentru asta, mă bucur că am reușit, mă bucur că am concurat pentru Armata României. Este primul meu campionat de acest gen și sunt foarte mândru de ceea ce am reușit. Una dintre cele mai spectaculoase medalii a fost câștigată de către Ionuț Zincă, bronz la orientare. Legitimat la Clubul Steaua București, Ionuț a fost așteptat la sosirea în țară de către familie și s-a declarat încântată de performanța reușită. Totul a fost incredibil, la superlativ, o adevărată olimpiadă sportivă. Au fost 9.000 și ceva de participanți. Totul a fost dus la superlativ din partea organizatorilor. Incredibilă organizare. A fost cea mai mare competiție din viața mea, în cariera mea. Sper să pot să mai aduc și alte medalii țării. La Jocurile Mondiale Militare din China, România a cucerit 9 medalii și s-a clasat pe locul 23 din 108 națiuni participante. Cei care au dus medalii țării noastre la Wuhan au fost Alin Firfirică, medaliat cu aur în proba de aruncare a discului. Medalii de argint au cucerit Ana Maria Popescu la spadă, Andreea Chițu la judo, Andrei Ducov și Suzana Șeicariu la lupte libere, iar cu medalii de bronz s-au întors Ionuț Zincă la orientare, Eugen Valentin Pătru la tir cu arcul olimpic pentru persoane cu dizabilități și Claudia Nechita și Adrian Buhaniuc la box.